7-én, 15-ig fejezze. Fordítani, Ilyen képzést tartottam magyar jatrába a Varnásandalmán. Țin un seminar de instruire în jatra maghiară despre ceea ce se numește Varnásandharma. És ennek most inkább a első szakaszába szeretnék valamennyire belépni. Și aș dori să fac o introducere în partea finală a acestui subiect. Mai bine oferim plăcăciunea lui Șila Prabhupada. Om Gyan Udam Dasya Gyan Udam Dasya Chakshurvestam Jaj, Shri Krishna Chaitanya Prabhu, Shri Vaishnava Dada, Shri Sadguru, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. És itt a fő téma, amit valahol este holnap legyen folytatunk. Și tema principală pe care în seara asta și probabil mâine dimineață o să continuăm. Alapvető tulajdonság, ami szükséges arra, hogy bakták könnyen gyakorolják a kisnyugatot. Sosszabba vorbezd despre calitățile... De lehet, hogy bakták igazából. Și o să vă vorbesc despre calitățile principale pe care un devotat trebuie să le dezvolte pentru a practica conștiința de Krishna. Krishna tudat az ahogy Srimad Bhagavatam el is kezdi, Paramahamsa Nirmatsalanam Sutta, az egy nagyon emelt téma. Conștiința de Krishna este o temă foarte elevată, ami már nagyon képzett embereknek szó. Care se adresează oamenilor care au deja o instruire avansată. Nem kizáróan felemelt embereknek szó. Evident, nu doar oamenilor care au sunt foarte instruiți. Mindenkinek van joga megkapni a Bhagavat Dharmát, a Bhagavat Tattva. Pentru că toată lumea are dreptul de a primi Bhagavat Dharma sau Bhagavat Tattva. De ugyanakkor nem mindenki ugyanolyan könnyen fogja megérteni. De în același timp, cu toții vor înțelege la fel de ușor aceste lucruri. Főleg gyakorolni. Și mai ales atunci când vorbim de practică. Ugye azért Bhagavatam így mondja, hogy
Paramahamsa, azok, akik Paramahamsák, ők nagyon könnyen megértik Srimad Bhagavatamot és gyakorolják a tiszta oldalról szolgálatot. Srimad Bhagavatam spune că aceia care sunt Paramahamsa foarte ușor vor practica serviciu devoțional și vor fi devotați. Paramahamsa avakta az azt jelenti, hogy felszabadult lelkek. Paramahamsa avakta înseamnă suflete eliberate. Szóval azok, akik még nem vajsnavok, de már többé-kevésbé fel vannak szabadulva a kötőerőknek a hatásától. Acele persoane care încă nu sunt vaishnav, dar sunt eliberați de condiționările modului naturii materiale. Amikor valaki ugye nem felszabadult, az azt jelenti, hogy ő a kötőerőknek a hatása alatt van. O persoană care nu este eliberată, se spune că este sub influența modurilor naturii materiale. És amennyire mélyen le van süllyedve ezekbe a kötőerőkbe, akkor arányilag annyival nehezebb felfogni valamit és gyakorolni. Și cu cât de mult cineva este încălcit în modurile naturii materiale, cu atât mai greu, proporțional, este ca acea persoană să înțeleagă și să practice ceva. Lehet, hogy ti magatok, és én, mint valaki, aki sok időtől baktáknak tanácsot adni. Poate că voi înșivă sau eu, care petrec mult timp discutând și dând sfaturi devotaților. Vaishnavoknak, Vaishnaviknak a fő probléma nem az, hogy Krishna Isten. Principala problema a Vaishnavilor nu este faptul că Krishna este Dumnezeu. Fő probléma az elméjük. Principala problema lor este mintea. Az érzék control. Controlul simțurilor. A körülmények, amiben élnek. Circumstanțele în care trăiesc. És ezek a dolgok, amik okoznak nehézséget koncentrálni a mantrázásra. És aceste lucruri sunt cele care ne dau dificultăți în a ne concentra pe mantra. Alakni a szabályozó elvek, amik odaadó szolgálat igényel. Ne îngreunează practicarea regulilor și regulamentelor necesare în serviciu devoțional. És azért itt a hetedik énekben. Și de aceea în acest canto 7 Narada Muni befejezte a kettelés Nrisimha Devi-s palánkban. Narada Muni a s-a terminat petrecerea dintre Nrisimha Dev și Prahlad Maharaj. És nagyon fullasztó lesz így becsukott ajtóval, amúgy nagyon jó szigetelő. Lehet, hogy kicsit kell lenni. Nekem megfelel, csak mindenki más elfogalmazni. Jó, nézzük az valami. Nagyon jó, hogy szigetelt a... Forte bine, izolată ușa. Utolsó dolog mi volt? Hogy befejeződött a kertelés, Prahlad Maharaj is. Igen. És hallottunk Prahlad Maharaj is Nrisimhadevről. Și ați auzit cu siguranță de Prahlad Maharaj și Domnul Nrisimhadev. És akkor ez meg mind történik Nrisimhásnak a udvarjában. Și toate aceste lucruri au loc în curtea lui Yudhishthir Maharaj. Și Yudhishthir Maharaj kérdezi akkor, hogy hát hogy tud mindenki olyan bakta lenni, mint Prahlad Maharaj? Și Yudhishthir Maharaj atunci întreabă cum poate toată lumea să devină un devotat precum Prahlad Maharaj? Vagyis hogy tudják őt elérni a életnek a tökéletességét, ami odaadó szolgálat. Adică cum pot ei să atingă perfecțiunea vieții care este serviciul devoțional. Szóval itt élet tökéletessége az azt jelenti, hogy a feltételhez kötött lelkeknek a tökéletessége az, hogy végre megérteni, hogy gyakorolni Krisna tudatot életnek a célja.
Și atunci când vorbim de perfecțiunea vieții, în cazul persoanelor condiționate, este ca acestea să înțeleagă că scopul vieții este practicarea conștiinței de Krishna. Și de fapt acesta nu este țelul final, ci este doar începutul acestui țel final. Atunci când începem să înțelegem că suntem servitorii lui Krishna, atunci trebuie să găsim care este serviciul potrivit care va corespunde acelei persoane. Mikor a szolgálatba igazából a hangulat, vagy hogy az odaállás a legesszenciálisabb dolog. Și dacă în serviciu starea de spirit sau felul în care abordezi serviciul este cel mai important. De még a szolgálatnak a más praktikus aspektusa is nagyon fontos. Dar și celelalte aspecte practice ale serviciului tău sunt foarte importante. Și kettő dolgot nem lehet elkülönböztetni egymástól. Cele două lucruri nu le putem separa una de cealaltă. Nektek van tábla is, itt, ami lehet írni. Van. Mondna majd esküre, hogy van. Elvittük. Pincébe. De holva most nem kell. És amennyire koncent még, amennyire tökélesítjük a részletet a szolgálatnak, az segíti finomítani a saját hozzáállásunk a szolgálatot. Și în măsura în care suntem capabili să ducem toate aspectele serviciului nostru la perfecțiune, asta va modifica, va influența care este abordarea sau starea noastră de spirit în raport cu serviciul nostru. So, Angliában még van egy iskola, amit képez embereknek, mint kis inas. În Anglia există încă o școală care îi învață pe oameni să devină Kishina, știu ce știu ce. Butler. Servitor. Servitor? Ucenici. În Anglia ei se numesc domnii domnilor. Nu putem să le spunem servitori. Gentlemen is gentlemen. Și domnii domnilor. Acolo trebuie să facă 2 ani de instruire. Úgy, hogy hát ahogy Prabhupád is kifejezi, hogy egy első osztályú szolgálat nem kell semmit mondani. De exemplu, Prabhupád spune că un servitor de primă clasă nu trebuie să spună nimic. El știe tot. Lui nu trebuie să-i explici. El fără să-i explici nimic, el știe deja ce are de făcut. Aztán egy második rendű szolgának meg kell mondani, hogy mit csináljon, és ő akkor meg nagyon lelkesen csinálja. Unui servitor de clasa a doua, atunci cineva trebuie să-i spună ce are de făcut și atunci el foarte entuziast face acel lucru. Harmadik rendű szolgál, megmondott, hogy mit csinál, és akkor morogva megcsinálja. Un servitor de clasa 3-a îi spui ce are de făcut, face acel lucru bombănind. És a negyedik nem vagyok, mit mondasz neki, akkor sem csinálja, sem nincs jó kedve. Iar cea de-a patra clasă, indiferent ce îi spui, el nici nu face serviciu, nici nu are chef să-l facă. Tehát igazából csak 3, mert a negyedik már nem kell, olyan már jobb nélkül eljön. De fapt, sunt doar 3 categorii de servitori, că fără a patra categorie... E mai bine să trăim fără a patra categorie de servitori. De a első rangul, az az igazi szolga, valaki, aki már tudja, hogy mit kell csinálni. Dar prima clasă de servitori este cel care nu trebuie să-i spui, el știe ce are de făcut. Lelki világban is így van. Și lumea spirituală este la fel. Nagyon kicsit mondanak, hogy csináld ezt és csináld azt. Sunt foarte puțin care îți spun fa asta sau fa cealaltă. Maximum ilyen dolgot csinálnak. Maximum îți fac un semn cu degetul. És akkor rögtön tudja, nem is mi kell. Și atunci imediat știe că acum vine și te întreabă ce dorești. Poți să vedea cine ai virat. Adu apa, fă ghirlandă de flori. Vagy
Sau folosește chamara, nu cuiva să-i spui ce are de făcut nu este un servitor foarte bun. Poate că la început trebuie să instruiești pe cineva, dar apoi cu timpul el trebuie să știe. Mik azok a féle tulajdonságok, amik szükséges, hogy valaki egy jó szolgára legyen, hogy tudja gyakorolni a szolgálatot szolgálat. Dar care sunt acele calități pe care cineva trebuie să le dezvolte ca să devină un servitor bun și să poată practica serviciul devoțional? Én mondjuk mindenki tud menni egyetembe mérnök lenni. De exemplu, toată lumea știe să meargă la universitate să fie inginer. Dar valaki nem tud számolni, nagyon nehéz lesz neki. Însă dacă cineva nu știe să numere, va fi foarte greu acolo. Amit számol, hogyha valaki nem tud matematikát, akkor nem nagyon nehéz lesz. Mai bine spus, dacă cineva nu știe matematică, va fi foarte dificil. Szóval egy dolog, hogy valakinek van joga, a másik dolog, hogy mi a képzés. Deci, sunt două aspecte aici. Un aspect este că cineva are dreptul sau posibilitatea, al doilea lucru este instruirea. Mindenkinek van joga az odaadó szolgálatra. Toți au dreptul să facă serviciu devoțional. De amennyire képzettebb. Dar în măsura în care el este mai instruit, amennyire jobb tulajdonságai vannak, cu cât calitățile lui sunt mai bune, akkor könnyebb lesz. Îi va fi mai ușor. A mi a megfelelő tulajdonság odaadó szolgálat. Și care sunt care sunt calitățile potrivite pentru serviciu devoțional? A jóság valami. Modul bunătății. Am să te atrebi tudni, hogy mi a jóságnak a tulajdonsága, akkor is a magyarázat 14. helyzet. Și ca să vedeți care sunt calitățile modului bunătății, ele sunt explicate de către Krishna în capitolul 14. És Krishna ott a 14. fejezetben javasolja, hogy mi kultiváljuk a jóságnak a tulajdonságát. Și el recomandă în capitolul 14 ca noi să cultivăm calitățile modului bunătății. Nos, ennek a jóságnak fogunk olvasni 30 tulajdonságot. Și acum o să citim 30 de calități ale acestui mod al bunătății. Ebből 21 az igazából erkölcsi, morális, gyakorlati tulajdonság, anyagi tulajdonság. Din asta, 21 sunt calități morale, etice. És 9. Și 9. Az meg a Navaanga Bhakti, vagy a 9 ága az odaadó szolgálatnak. Și 5 reprezintă 9 ramuri ale serviciului devoțional. Azért ez, mert ez a 21, ez segíti gyakorolni a 9-et, akkor úgy lehet elfogadni, hogy ez alága annak. Aceste 21 ne ajută să le practicăm pe celelalte 9, deci putem să considerăm că ele sunt sub ramuri ale acestora. Ok, na most akkor itt, ups, nekem ez most angolul van, akkor nagyon érdekes, hogy keretezi be Srila Prabhupada, ez 7.11.8, hogy keretezi be ezeket a tulajdonságokat. Foarte interesant cum Srila Prabhupada le descrie aceste calități. Azt mondja, ime azok az általános elvek, amelyiket minden emberi lénynek követni kell. Iată acele principii pe care fiecare entitate vie trebuie să le urmeze. Szóval ez most itt nem egy opcionális dolog, azt mondja, hogy mindenkinek. Acest lucru nu sunt opționale, ci toți trebuie să le urmeze. És befejezi így. Și așa termină. Erre a 30 tulajdonságra kell szert tenni az élőlénynek. Aceste calități trebuie să le obțină o entitate vie. Az emberi létformában. În forma de viață umană. Megint ismételik. Și din nou repetă și la formă. Pusztán azzal, hogy elsajátítjuk ezeket, elégedetté tehetjük az Istenség legfelsőbb személyiségét. Pur și simplu, primind sau obținând aceste calificări, cineva poate să satisfacă suprema personalitate a divinității.
szóval kell, hogy legyen a 30 tulajdonság mindenkinek. Cu alte cuvinte, trebuie să dezvoltăm cele 30 de calități tuturor. Szert kell tenni erre. Trebuie să le obținem. Lehet ezeket kultiválni. Se pot cultiva. És amikor gyakoroljuk kultiválni, akkor elégedetti lesz. Iar atunci când practicăm sau le cultivăm, atunci vom face mulțumit pe Dumnezeu. Na most lesz egyetemben ezeket nem tanít, iskolában nem tanít. Dar în universitate sau în școală nu veți învăța despre aceste calități. Și akkor azért Bhagavatam is mondja, hogy ugye a anyagi kultúra az egy fejlett állatkultúra. De ce și Bhagavatam spune că cultura umană este o cultură animală dezvoltată. Ez a 21 tulajdonság, ez meghatározza, hogy ki mindegyik emberi lény. Pentru că aceste primele 21 de calități sunt cele care determină ca cineva să fie ridicat la rangul de ființă umană. Deci, amikor ezek nincsenek jelen, az jelenti, hogy valaki nem emberi lény. Iar atunci când aceste 21 de calități nu sunt prezente, înseamnă că o persoană nu poate fi considerată umană. Sanskritul úgy van hívva, hogy Dvipada Pashu, két lábú állat. În sanscrită este numit un animal cu două picioare. Ok, na, mit ezek a dolgok? Și atunci, care sunt aceste lucruri? Legyen igazmondó. Să spună adevărul. Kegyes. Milos. Lemondott. Renunțat. Ami azt jelenti, hogy böjtöljön a hónap bizonyos napján. Care înseamnă să urmeze posturile în anumite zile ale lunii. Fürödjön naponta kétszer. De două ori pe zi să facă baie. Legyen türelmes. Să aibă răbdare. Tegyen különbséget helyes és helytelen között. Să poată discrimina între ceea ce este corect și greșit. Uralkodjon az elméje. Să-și controleze mintea. Szabályozza az érzékeit. Să-și controleze simțurile. Tartózkodjon az erőszaktól. Să nu fie violent. Éljen celibátusba. Să trăiască în celibat. Adományozzon. Să facă donații. Olvassa a szentírásokat. Să citească scripturile. Legyen egyszerű. Să fie simplu. Legyen elégedett. Să fie satisfăcut. Szolgálja a szenteket. Să-i szolgálească pe sfinți. Fokozatosan mondjon le a szükségtelen elfoglaltságokról. Treptat să renunțe la preocupările nenecesare. Vegye észre, hogy az emberi társadalom szükségtelen cselekedetei mind hiába valóak. Să observe cum toate activitățile necesare, cum toate activitățile societății umane sunt nenecesare. Legyen szótlan és komoly. Să fie să nu vorbească și să fie serios. Kerüljön minden fölösleges beszédet. Și să evite orice discuții nenecesare. Gondolkozzon azon, hogy vajon a test vagy a lélek vagyunk-e. Să se gândească dacă suntem corpul sau sufletul. Minden élőlény egyformán lásson el élelemmel. Să distribuie hrană pentru proporțional către toate entitățile vii. Az embereket és az állatokat egyaránt. Și animalelor și oamenilor deopotrivă. Minden lélekre, különösen az emberi létformában úgy tekintsen, mint a legfelsőbb részére. Și să privească fiecare entitate vie, în special forma umană de viață, ca fiind parte din Domnul Suprem. Ez a 21. Acestea sunt primele 21. Aztán jön a 9, amiről már hallottatok. Apoi vin cele 9, despre care am mai vorbit. Halljon az Istenség legfelsőbb személyisége, a szentek menedéke, cselekedeteiről és tanításairól. Să asculte despre activitățile și instrucțiunile date de către Suprema Personalitate a Divinității și învățăturile persoanelor sfinte. Să vorbească despre aceste activități și instrucțiuni. Întotdeauna să-și amintească de aceste activități. Să se străduiască să facă serviciul devoțional. Să adore zeitățile. Ajánlja fel a hódolatát. Să-și ofere plecăciunile. Váljon szolgálva. Să devină servitor. Váljon baráttá. Să devină prieten. Valamint hódoljon men egész végével. Și să se predea întreaga sa ființă.
Eu mi concentram așa cum să merge. Acum o să ne concentrăm pe primele 21. Mert általában sokat hallunk a fontossága és a részlete Bhagavatam tanulásának, mantrázásának. Pentru că foarte mult am ascultat și până acum despre importanța și detaliile studierii și scripturilor, precum și Mat Bhagavatam sau cântarea Mahamantrei. És abban az időben, hogy itt vagyok, nem lesz időnk részletesen átmenni ezen a 21-en. Și perioada asta când mă aflu aici, probabil că nu o să avem timp să mergem în detaliu peste cele 21. Igazából mindegyiken lehetne írni egy könyvet. Pentru că despre fiecare calificare s-ar putea scrie o carte. Tehát rátok bízom, hogy ti tanulmányozzátok ezt a dolgot. Dar vă las pe voi să studiați despre aceste lucruri. És egy három fogunk valamennyire koncentrálni példa. Ca exemplu ne vom concentra asupra câtorva dintre ele. És azok, amik mondjuk fontosabbak. Și acele care cumva consider că sunt mai importante decât restul. De elkezdünk egy általános kérdéssel, ami feljön bakták között. Dar o să încep cu câteva întrebări generale care în general sau pe care devotații și le pun. Hogy hát mi bakták vagyunk, és akkor mi mint bakták igazából fontosak, hogy vannak ezek a tulajdonságok. Noi suntem devotați, dar pentru noi ca și devotații e important să știm că există aceste calități. Mert pont ez, ha életnek a célja elérni az odaadó szolgálatot, mi már ott vagyunk. Pentru că dacă scopul vieții este de a atinge serviciul devoțional, noi deja am ajuns acolo. Akkor most már, hogyha már beengedtek úgyis építész egyetembe, akkor most nekem igazából fontos megtanulni számolni. Și acum, dacă deja am intrat în facultatea de construcții, mai are sens să mă preocup eu de, a învăța să număr? Hát hasznos, mert másképp nehezen fogod felfogni azokat a dolgokat, amit ott tanítanak. Dar este important, pentru că altfel foarte greu vei înțelege acele lucruri care pe tine te învață acolo. Kidolgozni, hogy újra, hogy kell építeni ezt a hidat, hogyha nem tudsz számolni, nagyon nehéz lesz. Pentru că dacă vrei să înțelegi cum se construiește acest pod, dacă nu știi să numerezi, va fi foarte dificil. Még ha mindenki örül, hogyha ott vagy a osztályban. Chiar dacă toți se bucură când te văd că vii la cursuri. És akkor azért hangsúlyozza itt Srila Prabhupád többször, hogy ezeket a dolgokat lehet kultiválni. Și de aceea, de mai multe ori, Srila Prabhupád menționează că aceste lucruri pot fi cultivate. És amikor kezdjük kultiválni valamennyit, a többi is könnyebben jön. És atunci când începem câteva dintre ele să le cultivăm, și restul vor veni mai ușor. Nem, nyugodtan bennünk arra. Van is. Szóval nagyon ezek a dolgok kedvezőek, anukú odaadó szolgálat. Toate aceste lucruri sunt favorabile serviciului devoțional. És azért hangsúlyozza Rupa Goswami Anukuljéna Sankalpa, Ratikulja Vivarjanam. Az odaadó szolgálatnak azok a dolgok kedvezőek, fogadjuk el, és azok a dolgok, amik nem kedvezőek, azok utasítjuk. De aceea Rupa Goswami ne spune că acele lucruri care sunt favorabile serviciului devoțional să le acceptăm și care sunt nefavorabile să le respingem. Ezek mind kedvezőek. Dar acestea sunt toate favorabile. És akkor itt a 14. fejezetben Krishna meg is mondja, hát mi igazából a jele, szinkronája valaki, aki transzendentális. Și în capitolul 14 Krishna menționează care sunt semnele când o persoană este transcendentală. Akkor mondják, a mamcha yogya vicharena, bhakti yogyan sevati, sagunam, samatittaitam, brahma, umyaya, kalp. Transzendentalista valaki, aki szakíthatatlan odaadó szolgálatot gyakorol. O persoană este transcendentală atunci când poate practica serviciul devoțional, poate practica serviciul devoțional neîntrerupt. Fizicailor. Din punct de vedere fizic. Salava. Cu cuvintele sale. Și cu mintea sa. Și nem csak egyik vagy kettő, hanem mind a három. Și aici nu se referă doar la una sau două, ci la toate trei. Vagyis, ahogy Srila Prabhupád is
mondja, hogy egy tiszta vásnáv az valaki, aki állandóan gondolkodik az odaadó szolgálatban. Cum Srila Prabhupada spune, un Vaishnav curat este cel care în permanență se gândește la serviciul devoțional. So, ő nem küzdik a rossz szokásaival. El nu se luptă cu proastele sale calități. Hanem ő állandóan le van foglalva, mindig gondolkodik Krishna szolgálatban. Și el tot timpul este angajat și se gândește la serviciul lui Krishna. Nem, azokon a rossz ösztönzőseken túl. Pentru că el a trecut deja de acele impulsuri proaste pe care le-a avut. Mindenki tudja, mindenki tudja, mire gondolkodik. Toată lumea știe la ce se gândește. Aztán mások tudják, hogy mit mondunk és mit csinálunk. Și alții știu ce spunem și ce facem. Szóval azzal mondhatjuk, hogy vagy transzendentalista vagyunk, vagy nem. Și în acest fel cineva poate să stabilească despre noi dacă suntem transcendentaliști sau nu. De még ha valaki transzendentalista. Dar să presupunem că cineva este transcendentalist. Asta nu îl scutește pe el de a practica aceste calități, sau de a cultiva aceste calități. Să cuștăm de el de la acele tiști și să stătă de ei vitor ucana. Még valaki, aki olyan hentem van, őnek a kötelessége, îi adja de acele tiști și să megfelelő példát. Krishna spune că chiar dacă cineva este pe acest nivel, datoria sa încă este aceea de a da un exemplu celorlalți. Și acolo Krishna își mondja, Seva Maya Prita, Yoga, Pukta Puratuna, de acolo még én is adom asta megfelelő példát. Pentru că Krishna spune, chiar și eu dau acest, fac acest lucru ca să dau exemplu celorlalți. Írhájam, de vartőjön nálunk, hát magyar tendője. De hogyha én nem mutatom a megfelelő példát, akkor mások meg fogják követni az én isteni természetet. Pentru că dacă eu nu voi da un exemplu potrivit, atunci ceilalți vor imita natura mea divină. Szóval még Krishna is mutatja a tökéletes példát. Pentru că și Krishna, el dă exemplu în a arăta, dă un exemplu prin ceea ce face. Legyen igaz, mondom, kezdjünk egy párra. Să începem cu câteva. O persoană trebuie să spună adevărul. Itt az első négy, igaz mondó, kegyes, lemondott és tisztaság. Primele patru vorbește adevărul, mila, austeritatea și curățenia. Mert hogy ezeket felismeritek, ezek a dharmának a négy lába. Probabil că pe acestea le veți recunoaște, reprezintă cele patru picioare ale religiei. Cu acest lucru se începe. Vallási elvek, ezen elvek. Principiile religioase se sprijină pe aceste picioare. Igazából ez a 21, ezek úgy vallási elvek. De fapt, aceste 21 de calități reprezintă calități sau principii religioase. Másik 9, az meg parodharma, vagy transzendentalis vallás elve. Și următoarele 9 reprezintă parodharma sau principii religioase transcendentale. De lehetne mondani, hogy a másik 17 ezen a négyen áll. Dar am putea să spunem și altfel, că celelalte 17 se sprijină pe aceste primele 4. Mindegyik fontos, de más szerepe van. Toate sunt importante, dar au un alt rol. És nem látom a hidat, elképzelni, mert egy kicsi folyó, hogy két oldalon van lerögzítve, és a középen van kettő, ennek kettő állványa van a vízben, vagy lehet, hogy egy. A hídna. Acum nu văd podul, dar podul ăsta are două picioare sau doar unul? Eu cred că are două. Cine tuge? Eu cred că are două. Hai, e băie, pe fiți. De câți ani trăiți aici? Asta este revenită următoare, dar eu v-am spus, ești mindfulness. De a observa lucrurile, despre asta e vorba în acest mindfulness. Asta este sindromul poștașului. Că trăim undeva și nu observăm lucrurile. Lába, de exemplu, podul are patru picioare.
a zona a zi de zi. Pe aceste patru picioare stă tot podul. Az nem jelenti, hogy nem fontos a híd önmaga. Asta nu înseamnă că podul în sine nu este important. Mert a vízintes része nélkül nem is jelentősége a szó hídnak. Pentru că fără suprafața podului, podul nu mai are semnificație. Ugyanúgy ezek a lábazatok nélkül meg nincs így. Dar fără aceste picioare, pe de altă parte, nu avem pod. Na, nem lehet az, hogy csak olyan, csak így átöntünk valamit, átolatjuk, és akkor első kocsi, és beesik a vízbe. Nu putem pur și simplu să întindem un asfalt între cele două maluri fără picioare, pentru că prima mașină va cădea în apă. De ezek a lába, oszlopa, a pilarja, a vallás. Dar acestea sunt picioarele, sunt pilonii religiei. Na most, igazmondás, ez az egyetlen, ami még valamennyire megvan ebbe a korba. Și sinceritatea, sau faptul că cineva spune adevărul, singura calitate pe care o mai avem în această eră. És a többiek, kegyes, lemondott, tiszta, ezek már úgy nem is létezik. Și celelalte aspecte, precum mila, austeritatea sau curățenia, practic nici nu mai există. De ezek dolgok, amit Krishna Tudor vezette, nekik ez nagyon fontos. Dar acestea sunt lucruri pe care le introduce conștiința de Krishna și sunt lucruri foarte importante. Szóval igazmondásnak van nagyon sok aspektus. Și sinceritatea are foarte multe aspecte. Ugye, egyik az, ami, hogy hát igen, mondok igazat, nem hazudok. Un aspect este acela că cineva nu minte, vorbește adevărul. Ennek nagyon ritka találni az az ember, aki mindig igazat mond. Și foarte greu să găsim un om care tot timpul spune adevărul. Mindig igazat mond. Tot timpul spune adevărul. Sajnos ennek is van egy olyan féle aspektus, hogy bakták gondolják, hát mi bakták vagyunk, nekünk nem kell igazat mondani. Și aici există o formă între devotați de practicarea acestui aspect, când spunem că noi suntem devotați, deci nu trebuie să spunem tot timpul adevărul. Hogy mi? Deci hogy van ilyen? Hol van? Azt mondom, hogy hogy ne kellene, de hol van ez az elképzelés, az el van terjedve Krishna tudat mozdalmánál. Toată mișcarea pentru conștiința de Krishna, devotația, această concepție, că ei nu au datoria să spună tot timpul adevărul. Krishnának a szolgálatára lehet hazudni. Pentru că în serviciul lui Krishna poți să minți, de exemplu. És lehet. Și se poate. De először kell tökéletesen tudni igazat is mondani. Dar mai întâi trebuie să înveți să spui la perfecțiune adevărul. Sau van ez a... van egy ilyen törvény, ami úgy van hívva, hogy lesz majesz. Ami azt jelenti, hogy a király törvényeken túláll. Există o lege care spune că regele este dincolo de legi. Ugyanígy, ugye Krishna túláll a morális és vallási elveken. În mod similar, Krishna este dincolo de legile morale și religioase. Ő tudja, ő valósítja őket meg, és ő tud rajtuk túlélni. El le instalează sau le instaurează și el le poate depăși. Ugye így is volt, van itt is volt, 1315. Așa, această lege a funcționat până în 1315. Király és túlár. Regele era dincolo de lege. Putea să facă ce vrea. Și akkor kezdték az angolok, akkor jött a Magna Carta. Atunci a venit Magna Carta și au început englezii. Ami egy újdonság volt, hogy a királynak is kell a törvényt követni. Care era o noutate, că și regele trebuia să urmeze legea. És aztán ugye ez ment a franciai forradalmi. És atunci acest lucru s-a răspândit mai departe prin Revoluția franceză. Szóval mindenki törvény alatt áll. Și s-a format această idee că toți trebuie să se supună legii. És még ha van ilyen dolog, hogy lehet
Și chiar dacă există un asemenea lucru că cineva poate să mintă serviciului Krishna, dar aceasta este o excepție, nu putem vorbi de un comportament general. Și evident există exemple în Shastra despre aceste lucruri. Dar ele sunt prezentate ca excepții, nu sunt regulă. Lehessen Dronacharya megölve Yudhisthir Maharajnak kellett hazudni. Ha Dronacharya să fie ucis, Yudhisthir Maharaj a trebuit să mintă. És ő nem akar. Și el nu vrea să mintă. De Krishna győzte meg, hogy kell. Dar Krishna l-a convins, nu, trebuie să mint. Szóval, hogy amikor ilyen helyzetben van, hogy Krishna mond valamit, akkor lehet, de másképp nem lehet. Și atunci când cineva se află în poziția în care Krishna îi spune acest lucru, poate, altfel nu poate. Szóval legyen igaz mond. Cu alte cuvinte, sinceritate. O persoană trebuie să spună adevărul. Să ne-am hazut. Nu minte. Mănânc a másik aspectus az, hogy mindig mondani az egész igazat. Un alt aspect al acestui lucru este că cineva trebuie să spună tot adevărul. Am și nem tudom, hogy itt milyen, hogy Európában, de tudom, hogy Amerikában, amikor valaki bíróság előtt áll, akkor őnek ilyesmiség kell, ugye? De exemplu, în America, când cineva se duce în, fața judecătorului, el trebuie să depună jurământ, să jure. Și a fogadalmul s-a spus de-a, hogy you swear to tell the whole truth and nothing but the truth. Și jurământul sună ceva de genul, trebuie să spui tot adevărul și nimic, decât, nimic altceva decât adevărul. Pardon, the truth, the whole truth and nothing but the truth. Deci sunt trei aspecte, adevărul, tot adevărul și nimic altceva decât adevărul. So, as egész igazol. Cu alte cuvinte, tot adevărul. Asta e tot adevărul. So, hogy mert van, amikor csak egy részét mondunk az igazságnak. Pentru că este când doar o parte adevărului o dezvăluim. Aminek kevesebb konsekvenciája van, mint mondjuk az egész. Care are consecințe mai puține decât dacă am spune întreg adevărul. Nem tudom, valaki ide bedob egy főt az ablakba. Cineva aruncă o piatră în geam. És ugye, akkor az nem a nyilat. Van igen, hát gyerekek dobálnak követ. Copii aruncă pietre. Megfogja valaki őket. Mi prinde. Ti dobáltatok követ. Voi ați aruncat pietre? De igen, dobáltunk követ. De am aruncat pietre. Ti tölte el az ablakot. Cine a spart geamul? Asta nu mai spune că cine... Cine, cine a spart geamul? El cine a făcut. El a făcut-o, nu el a făcut-o. Păi că el a făcut-o. El a făcut-o. Szóval, hogy felvállalni. Hát igen, én dobtam követ és én töltem el az ablakot. Cu alte cuvinte, trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Da, eu am aruncat piatra, eu am spart geamul. Szóval felvállalni, amikor mi mondunk, csinálunk valamit, annak a konsekvenciája. Cu alte cuvinte, această atitudine de a ne asuma consecințele atunci când noi facem ceva. Ugyanis vannak olyanféle dolgok, hogy valaki próbálja úgy rögtön minősíteni valamit. Și, de exemplu, cineva poate să încerce să qualify. Se califice, încearcă cineva să califice ceva. Te eltölted az ablakot. Tu ai spart geamul? Na hát eltölt egy ember, fenyegetett puskával, és azért dobtam el ellene egy kőt, és persze hát ő elmozdult, és az ablakot ütött. Da, acolo evident că poate fi situația în care cineva stătea în fața geamului cu o pușcă, m-a amenințat și am încercat să lovesc o piatră, el s-a tras și am spart geamul. Inkább igazából semmi ember nem volt puskával. Dar de fapt niciun om n-a fost cu pușcă. Én tükrözésem volt. Dar era doar oglindirea mea în geam. De rögtön valahogy próbálom minősíteni, hogy ne legyen olyan szikorú a konsekvencia. Dar încerc să calific acțiunea mea pentru ca consecințele să nu fie atât de severe. Vagy sokszor mondjuk jönnek hozzám egy bakta, és mondja, nekem van valami probléma. De multe ori la mine vine un devotat și spune, am o problemă. Mondom, ok, mi a problema.
Și care este problema? Hát én azt hiszem, hogy mostanában nem olyan jól csapázott, és olvasom a könyvet annyira. Eu cred că nu atât de bine când ceapa și citesc cărțile. És sokat engedem, hát amiatt az elmények. Și din cauza asta, mintea mea foarte mult călătorește. Fél órát van, nem mondanám meg, hogy mi a probléma, inkább mind analizálom, hogy miért történt. Și stau jumătate de oră și nu-mi spune care e problema, mai degrabă analizează că, care sunt cauzele pentru care se întâmplă acel lucru. Și apoi, în cele din urmă, îmi spune care a fost problema. Nu, nu urmez cele patru principii sau ceva. Nu fă tu munca mea, o să-ți spun eu de ce se întâmplă, dar spune-mi care ți-e problema. Și din nou, același lucru, sinceritatea, spunerea adevărului, ca în mod direct și simplu să spui adevărul. Ugyanakkor, mondjuk Amerikában van egy ilyen kifejezés, tolerează rész. În America există expresie, să spui așa cum este. Ami azt jelenti, hogy ahogy én gondolok valamit, akkor a helyes dolog az, hogy én úgy mondom meg. Și asta înseamnă că felul în care eu mă gândesc despre un lucru, eu trebuie să-l spun așa cum îl gândesc. Aceasta este comportamentul deci corect. Deci astăzi îi gândoiac, păi ez igaz mond, ez az igaz. Și aceasta este adevărul. De ez nem pont így van, vagy kifejezés, szatyam, újabb, újabb, újabb. Hogyha mondasz igazat, akkor kedvesen mond. Dar acest lucru, lucrurile nu stau chiar așa. Dacă spui adevărul, trebuie să le spui într-un mod plăcut. Krishna Bhagavad Gita-ban mondja, hogy elkerülni azt a féle beszédet, amit sértést okoz másoknak. Și Krishna spune în Bhagavad Gita că trebuie să evităm acel tip de discuție care îi supără pe ceilalți, îi ofensează. Aceasta este austeritatea limbii. Austeritatea vorbirii. Szóval tudni, hogy kifejezni a valóságot úgy, hogy nem szükséges a megsérülni nekem. Cu alte cuvinte, trebuie să știi să exprimi adevărul în asemenea fel încât oamenii să nu se supere. Legalább ok nélkül. Cel puțin fără motiv. Szóval igaz mondás. Cu alte cuvinte, spunerea adevărului. Lehet cultiválni, lehet gyakorolni. Se poate practica, se poate cultiva. Trebuie să ne gândim. Igen, ez mit jelent nekem, az én életem. Ce înseamnă asta în viața mea? És mert végre miről van szó? Mit van szó? A valóságról, az abszolút igazságról. Pentru că în cele din urmă despre ce vorbim aici? Vorbim despre adevăr, vorbim despre adevărul absolut. Szóval, hogyha mi akarjuk élni az igazságot, hogy nem lehetünk igazmondók. Cum vrem să trăim noi adevărul, dacă nu spunem adevărul? Vannak más példák, amit meggondoltam. Sunt și alte exemple la care m-am gândit. Mindegy olyan tipikus dolog, hogy Danavir elhoztad a dobodat. Un exemplu clasic. Danavir, ți-ai adus Mridanga? És ott van a hotelben. E acolo în hotel. De Danavir azt válaszolja, hogy igen, most reggel után hozom el. Și Danavir spune, da, acum, după dimineață, după programul de dimineață, o să aduc. Ez a minősíteni valami. Asta se referă la a califica ceva. Inkább mint azt mondom, hogy nem, elfelejtettem. În loc să spună că nu, am uitat. Hát igen, majd fogom később hozni. Eu spun da, o să aduc un pic mai târziu. De ez már nem igaz mondat. Dar acest lucru nu este adevăr. És akkor ebből van nagyon-nagyon sok. Și din astea sunt foarte multe exemple. Ez a féle védekezés, amit emberek általában csinálnak. Aceasta este un fel de reacție de apărare a oamenilor. A
amikor másokért nem vagyunk hajlandó felvállalni a konsekvenciát a mi cselekvésünknek. Când nu suntem dispuși să ne asumăm responsabilitățile activităților noastre. És hogy javítva Nu vrem să fim corectați. Szóval igaz mondás. Cu alte cuvinte, spunerea adevărului, sinceritatea. Jó, szerten mire. E bine să obținem această sinceritate. Gyakorolni. Să o practicăm. És hogyha gyakoroljuk, akkor megdövámítjuk. Krishna adja intelligenciát, hogy ezt vagy lehet jobban is szeretjük. Și dacă o practicăm, Krishna o să ne dea inteligența, cum putem să facem acest lucru. Ez most az utolsó lába Kali Yugának, ami dől. Acesta este acum ultimul picior al Kali, al erei Kali Yuga, care se dărâmă. És baktáknak igazából a felelősség ezt úgy megfogni. Și devotații au această datorie ca să lupte să încă să păstreze acest picior. Ugye Prabhupada használt mindig egy jó példa a hazudoknak az ügyvéde. Și Prabhupada folosea un exemplu foarte bun despre mincinoși și îi numea avocat. A másik a politikusok. Și cealaltă categorie sunt politicieni. Ei nu mai au nicio speranță. Ugye? És hát angolul nagyon jó, mert úgy hívják, hogy lawyer. Și în engleză cuvântul este foarte potrivit, pentru că se numesc lawyers, avocați. Prabhupada ne gândit pe liars. Și Prabhupada le spunea în loc de lawyer, spunea liar. Liar înseamnă mincinos. Dar ugye ez olyanféle ügyvédeknek a dolgok, mint hát egyféle ügyvéd, az, akik a bíróságban vannak. Pentru că munca lor, acelor avocați care sunt la tribunal. Sushan Mihai megölt valakit. Sushan Mihai a ucis pe cineva. Neki van egy ügyvéde. El are un avocat. Ez az ügyvéd tudja, hogy milyen körülmények alatt ölte meg valakit. Acest avocat el știe cum a ucis pe cineva. És ő ott fog állni a bíróság előtt. Și el se duce în fața jurului. Și încearcă să îi convingă pe toți că el n-a ucis pe nimeni. A bíró tudja, hogy hazudik az ügyvéd. Judecătorul știe că, de fapt, avocatul minte. Mindenki más tudja. Toată lumea știe. De ő még mindig vagyonokat fogad el Sushan Mihaitól, arra, hogy védve legyen, hogy ne menjen börtönbe, vagy ne legyen felelős. Dar el, în același timp, primește averi de la Sushan Mihai, ca să îl apere și să nu meargă în închisoare. És ez a, ugye, a bíróság rendszer. Și acesta este sistemul igen, szóval, hogy ez a rendszer, hogy hogy védjük meg a törvényeket és az igazat, akkor képzeld, hogy mi történik. Dacă acesta este sistemul prin care noi apărăm dreptatea și adevărul, atunci închipiți-vă ce se întâmplă în rest. És az ügyvéd tud minden. Și avocatul știe totul. És a törvény védi őt, hogy senki nem tudja őt kényszeríteni, megmondani, hogy igazából mit mondott neki. Și legea îl apără pe avocat în așa fel încât el nu are obligația să spună tot ceea ce știe despre ce clientul lui i-a spus sau nu i-a spus. Acesta este privilegiul avocaților, că ei nu sunt obligați să spună. Acesta este Kali Yuga. Seara continuăm. Jai! 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 Jai!